Să redeschidem cuvântul Domnului, vom lectura același pasaj care a fost citit și dimineață. Pare să că Domnul vrea să ne învețe ceva din acest cuvânt, de aceea revenim mereu asupra Lui și e și nevoie să îl reascultăm. Unul din mulțime a zis lui Iisus: Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omule, i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și le-a spus pilda aceasta, țarina unui om bogat rodise mult. Și el se gândea în sine și zicea, ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele? Iată, a zis el, ce voi face, îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari, acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Această parabolă spusă de Domnul nostru Iisus are în centru ei un om harnic, un gospodar priceput, un om cu foarte multă inițiativă, un om cu spirit de prevedere, cu capacitate de a anticipa lucrurile, un bun administrator, am zice într-un cuvânt, un om de succes. Și cu toate acestea, din parabolă reiese că opinia lui Dumnezeu, calificativul pe care i l-a dat Dumnezeu, nu a fost acesta de om de succes, de model, ci dimpotrivă, a primit din partea lui Dumnezeu un calificativ tulburător. I s-a spus, nebunule, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. I-am un prieten slujitor care mi-a povestit o întâmplare prin care a trecut cu un grup de tineri din biserica în care slujește. Așa a fost situația, au hotărât ca la spitalul de psihiatrie, erau internate multe persoane, să facă un proiect social. S-au gândit să meargă acolo, să ducă ceva daruri și să cânte câteva cântări, să lase în urmă un mesaj. S-au gândit că e bine să aibă ceva și pentru acești oameni găsiți în suferință. S-au adunat cum au putut, pe rând, și în timp ce o mașină întârzia, grupul s-a reunit în altă parte, iar colegul, fratele nostru, a stat undeva aproape de poartă, între timp a venit ploaie, o ploaie bună așa, și el sta adăpostit sub umbrelă, așteptând pe cei care urmau să vină și apoi să reunească grupul. În timp ce aștepta, unul dintre oamenii internați acolo, unul cu problemele lui de sănătate, venea așa prin ploaie, l-a dat bine, 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 ca și cum ar fi senin, așa se plimba prin ploaie și s-a oprit în dreptul fratelui nostru și s-a uitat așa la el și a spus, auzi, domnule, nu cumva ieși și tu cu ăia care cântă cântări de la biserică pe secție? Și ba da, și eu sunt împreună cu ei. Uitat așa mai bine la el, nu cumva ești dumneata pastorul lor, predicatorul lor? Și fratele a spus, ba da, eu sunt. Și ascultați-mă. Dacă sunteți pastorul lor, n-ați vrea să-mi dați mie umbrela aceea și să stai dumneata în ploaie? La care prietenul meu a zis, da, cum să nu iau umbrela? Și a luat umbrela cu roz, sta sub ea și de sub umbrelă i-a adresat prietenului, fratelui nostru, păstor, întrebare. Zice, domnul pastor, înainte să plec în treaba mea, aș vrea să vă pun o întrebare. Nu e așa că cei mai mulți nebuni nu sunt internați aici în spital ca mine, ci sunt liberi pe afară? A lăsat întrebarea și a plecat. Bună întrebare! Iisus, Domnul, ne vorbește astăzi despre acel nebun, sănătos la minte, dar care la suflet
e nebun. Arem să împărtășim astăzi un mesaj pe care l-am intitulat Nebunul de afară, nebunul liber. De ce oare acest bărbat, de altfel de succes, a primit din partea lui Dumnezeu acest calificativ? Cred că acest om a făcut 4 greșeli, 4 confuzii majore, confuzii care l-au dus în situația, în postura, de a căpăta din partea lui Dumnezeu acest nedorit calificativ, nebunule. Prima lui greșeală e că n-a făcut distinția între darul pe care l-a primit și dădător. Nu s-a gândit nicio clipă la Dumnezeu. Observați, vă rog, cum vorbește, numărându-și grândarele, socotindu-și recolta, constatând că n-are unde să-și adăpostească toată recolta dobândită, el face un plan. În planul pe care îl face, nu există noțiunea de Dumnezeu. Ia din partea lui Dumnezeu darurile și le însușește, se bucură de ele și le adăpostește, își face planuri cu privire la ele, dar nicio clipă nu se gândește că aceste daruri vin de undeva. Că e dator să spună cuiva mulțumesc frumos. N-are noțiunea de Dumnezeu, nu se gândește deloc la Dumnezeu. În zilele noastre întâlnim oameni mânați de lăcomie, cum se spunea în acest loc, care își însușesc repede binecuvântările și tot ce polua din jurul lor și n-au un mulțumesc frumos pentru nimeni. Asemenea ființe, mânate de egoism și de lăcomie, fără gând de recunoștință față de Dumnezeu, primesc din partea lui Dumnezeu calificativul de nebunule. Așa este. Stimați frați și stimate surori de credință, și în viața noastră Dumnezeu a lăsat în acest an binecuvântări. A lăsat suficiente binecuvântări ca să avem asigurată și pâinea de poimâine și de săptămâna viitoare. Nu cred eu că este în locul acesta cineva care să n-aibă ce să mănânce din ce are în casă peste o săptămână. A lăsat Dumnezeu chiar mai mult decât atât. Marea întrebare este, spunem noi cuiva mulțumesc? Binecuvântările din casele noastre au o sursă. Acela care nu observă sursa binecuvântărilor, nu e un înțelept. Un gospodar avea o livadă. Și în toamna aceea, merele, că a fost secetă, nu s-au făcut prea mari. A cules el câte se puteau da la piață și restul le-a lăsat pe crengi. Într-o zi s-a gândit că ar putea da drumul porcilor din ogradă să mănânce merele care cădeau din copaci. A dat drumul, avea acolo câțiva. În scurtă vreme au făcut curățenie pe sub copaci. Gospodarul s-a gândit că e bine să urce în câte un măr și să scuture cu putere de el, ca să dea jos în felul acesta fructele și așa se întâmpla. În scurt timp, animalele, porcii, au făcut legătura între scuturatul copacului și zgomotul fructelor căzute și ce urma să se întâmple. Și s-adunau acolo buluc. Cădeau pe ei, pe spate, pe cap, pe urechi, din pom. Și în timp ce se întâmpla asta, gospodarul nostru s-a uitat așa la ei și a zis, vezi ce înseamnă? Nici o clipă nu se gândesc de unde vin merele, numai cu nasul în ele stau. Ați înțeles morala. Așa este și ființa umană care își însușește din partea lui Dumnezeu darul vieții. Pâinea cea de toate zilele, apa pe care o bem, aerul pe care îl respirăm, toate resursele de care ne bucurăm în fiecare zi. Și nu ne ridicăm spre Dumnezeu fața, recunoscându-i însemnătatea, domnia, autoritatea și apoi cu modestie și cu mulțumire să ne arătăm față de El recunoștință. Dumnezeu să ne ajute. În al doilea rând, acest om, de altfel un om de succes, dacă ar fi să îl iei pe acest bărbat din această parabolă și să faci din el un model pentru oamenii din zilele noastre, ai putea construi pe multe calități. Ar putea să apară la televizor, ar putea să apară numele lui în ziar,
Ar putea să meargă cineva să ia un interviu și să-l întrebe: domnule, care este secretul succesului dumneavoastră? Și ar avea ce să ne spună și am putea învăța multe de la el. Numai că viața nu stă în câți bani ai și cum știi să-i mulțești. În al doilea rând, nebun pentru că n-a făcut diferența între trup și suflet. Nu s-a gândit la sufletul lui deloc. N-a făcut distinția între trai bun și viață. Unii oameni cred că dacă dau de un trai bun, au și o viață bună. Viața nu se rezumă la trai. La ce mănânci, la ce bei, la unde te duci, la cu ce mașină umbli sau haină te îmbraci. Nu asta e viața, ăsta e traiul. Poți să ai un trai bun și să n-ai în tine viață. Să fie fără viață, fără vlagă, fără bucurie, fără Dumnezeu, fără Hristos. Va zice cineva, dar uite că s-a gândit la suflet, că n-a zis suflete a meu. Vă rog să observați confuzia. Voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Bietul om a făcut confuzia între trup și suflet. Sufletul nu mănâncă, sufletul nu bea, sufletul omului nu petrece, nu stările acestea sunt cele ce îl caracterizează, nevoile lui sunt de alt fel, de altă natură. Corpul mănâncă, corpul bea, el poate va trăi în cântarea odihnei, cum o găsim aici, sau a plăcerilor, cum sunt descrise în acest cuvânt, dar sufletul are alte nevoi. Omul acesta a încurcat trupul cu sufletul, cum foarte mulți oameni din zilele noastre fac. Ei au în interiorul lor o nevoie adâncă, au în sufletul lor un gol imens, sufletul lor e neliniștit, n-are pace, n-are bucurie, n-are semnificație și în dorința de a împlini aceste nevoi, omul ce se gândește să facă? Mă duc în vacanță, mă duc la discotecă, mă duc la bal, beau, petrec, mă întâlnesc cu prietenii, dau de trai bun ca să-mi împlinesc nevoile pe interior. Și cum e asta? E ca și cum ai avea o mâncărime la suflet și te gândești că ți-ar trece dacă te scarpi la picior. Păi n-are legătură una cu alta. Iar acest om a făcut aici o greșeală majoră. A încurcat sufletul cu trupul. Greșeala aceasta o fac în zilele noastre foarte mulți oameni. Toată ziua, de dimineața și până seara, după un trai mai bun, în timp ce sufletul din ei se usucă. Slăbește. E efectiv neputincios, e fără viață, fără Dumnezeu, fără Duh Sfânt, fără hrană duhovnicească. De dimineața și până seara pentru trup și pentru suflet ce facem? Și dacă dai de traiul cel bun, crezi că o să fii fericit? Toți oamenii care au încurcat sufletul cu trupul au ajuns la urmă să spună, sfârșitul distracției este decepția. Astea nu satură, astea nu dăinuie. Unul care a încurcat trupul cu sufletul a primit o întrebare. Pe un milionar în dolari, ce l-ar face fericit? Răspunsul a fost, dacă ar mai câștiga un milion. Deci nu se satură. Nu se satură. Sufletul nostru are alte trebuințe. Hristos l-a creat și în Hristos se împlinește. Ține minte, sufletul tău are nevoie de Dumnezeu. Are nevoie de rugăciune. Are nevoie de Scriptură. Are nevoie să fie întărit cu discipline duhovnicești. Nu încurca plăcerile trupului cu împlinirea sufletului. Omul acesta și-a focalizat toată atenția pe trai. Viziunea lui a fost să aibă un trai cât de bun se poate. Pentru asta s-a luptat toată viața. Ca la urmă să-i se spună, nebunule, să se va cere noaptea asta sufletul și cum mai rămâne cu traiul? Bună întrebare! A treia greșeală a acestui om, în urma căreia a primit din partea lui Dumnezeu calificativul de nebun, e că nu s-a gândit deloc la semenii săi. El n-are nimic pentru cei din jur.
este omul care trăiește egoismul prin definiție. Totul e pentru sine. El se gândea în sine și zicea, ce voi face eu? Fiindcă nu mai am loc, eu nu mai am loc, unde să-mi strâng ale mele comorile, roadele. Iată, a zis el, ce voi face. Îmi voi strica grânarele cele vechi, îmi voi zidi altele mai mari, acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele, voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți, totul e numai pentru sine. N-are nimic pentru alții. E închis în cercul egoismului, nu știe de semenul de lângă el, n-are nicio binefacere de făcut, n-are nici un sărac de ajutat, n-are de dat nimic, totul e numai și numai și numai pentru el. În acest context, Domnul a așezat parabola zicând să ne păzim de orice fel de lăcomie de bani. Și la urmă a încheiat, tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Oh, câți oameni în zilele noastre trăiesc numai pentru ei și pentru alții n-au nimic. Se uită la oameni, se uită la semenii lor și îi folosesc ca pe niște instrumente prin care își construiesc și își ating obiectivele vieții. Oameni răi pe dinăuntru, fără Dumnezeu, fără milă de semeni. Asemenea, oameni primesc din partea lui Dumnezeu calificativul de nebuni. Nu fac distinția între ei și semenii lor. Ce ai tu pentru semenul tău? Ce ai pentru alții? E mai ferice să dai decât să primești, dar nebunul de afară nu înțelege asta și nu știe pentru că n-are inimă pentru așa ceva. Să ne gândim bine, stimați frați și stimate surori, la sensul în care se mișcă viața noastră. Astăzi, zi a mulțumirii, zi în care cugetăm la ce se întâmplă în viața noastră, la felul în care rânduiește Dumnezeu în viața noastră atâtea și atâtea binecuvântări, suntem chemați să facem distinția între dar și dădător. Darurile noastre au un izvor și acela este Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. Lui să îi dăm mulțumire. Să nu uităm apoi că avem un suflet. Și că trebuie să facem distinția între trup și suflet, între trai și viață. Viața este să-L ai în tine pe Iisus Hristos, Domnul, cuvântul Lui și adevărul Lui și Duhul Lui, să ne ajute Dumnezeu așa. Și apoi să nu uităm această distinție care este foarte importantă între noi înșine și semenii noștri. Oamenii fericiți sunt aceia care știu să împartă cu cei din jur. Este mai ferice să dai decât să primești. Și în al patrulea și ultimul rând în această zi, nebun pentru că nu s-a gândit la veșnicie. Nebun pentru că nu face diferența între timp și eternitate. Nu se gândește deloc la sfârșit. Omul acesta construiește pe prezent, se ancorează, se limitează, se leagă de prezent, de acest imediat, cu un raționament cât se poate de fals, deși pe interfață pare logic. Iată, a zis el, ce voi face. Voi strica grânarele cele vechi și voi face în loc altele mai mari. Ce e rău în asta? Ce e rău să-ți dezvolți business-ul? Ce e rău să-ți dezvolți afacerea? Ce e rău să spari cei mici și să pui în loc mare? Ce e rău? Nu e nimic rău. Acolo voi aduna toate roadele mele și toate bunătățile mele. E rău să ai cont la bancă? Care e problema? Și voi zice sufletului meu, de aici începe rău. Suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Pentru mulți ani. Dar Dumnezeu i-a zis, versetul 20, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi. Cred că întrebarea aceasta de la urmă, lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi, e întrebarea care doare cel mai tare pe cel care umblă după avere. Lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi. Există un sfârșit
Viața de pe pământ are un capăt. Înțelept este acela care își trăiește prezentul în lumina veșniciei. Înțelept este acela care se pregătește pentru plecarea din această viață. Înțelept este acela care face, cum a zis Domnul, se îmbogățește față de Dumnezeu. Ce facem noi pentru Dumnezeu? Viața de pe pământ, stimați frații de credință, este trecătoare. Anii buni s-au dus pentru mulți dintre noi. Cei care sunteți mai tineri, poate veți spune, mai tineri cât mine, veți spune, oh, noi avem mulți ani buni în față, altă știi-tu. Să dea Dumnezeu să fie. Să trăiți până la vârsta sorei Elena Mărdășan, care a împlinit 101 și a trecut pe 102. Dacă vreți și 200, nu vă oprește nimeni. Dar tot are capăt. Și s-ar putea ca sfârșitul să fie mult, mult mai aproape decât bănuim că este. Până la urmă, ce este important în viață? Până la urmă, care este visul și viziunea? Auzeam pe cineva spunând, dacă mă pocăiesc, dacă mă întorc la Dumnezeu, îmi închid viața. Îmi refuz împlinirea viselor mele. Dacă mă întorc la Dumnezeu, îmi ratez viitorul. Și atunci l-am întrebat, și care este visul tău? Care-i problema? Păi nu mai am voie să iau, nu mai am voie să fumez, nu mai am voie să mă duc să trăiesc cu cine vreau eu, nu mai am voie să merg la petreceri, îmi închid viața. Când voi fi bătrân, mă ocup și de astea, dar până atunci, nu. Și acesta este visul vieții tale, să bei. Asta e viziunea vieții tale, pentru asta ai venit în lume să fumezi liber. Asta te face pe tine fericit să strici casa altuia? Să iei nevasta altuia? Să iei bărbatul altuia? Asta te face fericit, asta e visul tău. Să te culci cu fata aceea fără să fii căsătorit. Asta e visul, viziunea vieții tale. Asta e viața ta. Multă minte ai. Nebunule, ți se va cere înapoi sufletul. Și ce se alege de toată această alergare nebună spre nicăieri? Să adunăm, să adunăm, să acumulăm, să ne facem nume, să ne facem stare, să ne securizăm viitorul. Mâine dă peste tine o mașină. Ce se întâmplă? Și lecția acestui cuvânt. Acest cuvânt nu ne interzice să ne dezvoltăm afaceri. Nu ne interzice să ne facem casă, să ne cumpărăm mașină. Nu despre asta e vorba. Textul acesta ne învață să ne rânduim bine prioritățile și să fugim de lăcomia de bani, să-L căutăm pe Dumnezeu deasupra tuturor și să-I onorăm numele. Asta e voia lui Dumnezeu. Și la asta să ne ajute Dumnezeu pe fiecare. Vă chem în rugăciunea de încheiere acestei slujbe să ne întoarcem cu fața către Dumnezeu și pentru toate lucrurile bune pe care le-a lăsat Dumnezeu în viața noastră să-I mulțumim. Avem pentru ce să-I mulțumim. Apoi, pentru încercările și greutățile prin care ne-a trecut, de asemenea să-I aducem lui Dumnezeu mulțumire. E important, dacă ne regăsim greșind împreună cu acest om, care de altfel, după standarde omenești, a fost un om de succes, totuși, după cele duhovnicești, un om care și-a ratat ținta, dacă ne identificăm cumva cu vreuna dintre greșelile făcute de el, să ne căim înaintea lui Dumnezeu de ele. Trebuie să facem distinția între dar și dădător, deasupra tuturor este Dumnezeu. Între suflet și trup, sufletul e mai important decât trupul, viața e mai importantă decât traiul. Între timp și veșnicie, e important să câștigi veșnicia, să ai viață veșnică. Între tine și semenii tăi, n-ai cum să fii fericit călcând peste oamenii de lângă tine. Ți se va întoarce într-o zi. Ți se va întoarce într-o zi.